Ajutorul de energie electrică s-a acordat consumatorilor vulnerabili care nu dețin altă sursă de încălzire, precum și celor care au fost debranșați de la furnizorul energiei termice. Cuantumul ajutoarelor variază între 240 de lei pentru familii și persoane singure cu venituri până la 155 de lei de persoană și 48 de lei pentru familii și persoane cu venituri de până la 615 lei de persoană. Încălzirea locuinței se acordă pentru consumatorii de energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale și lemne, precum și cărbuni. Aceste ajutoare se acordă numai pentru un sistem de încălzire și anumai pentru cel utilizat în principal. La ajutoarele pentru încălzirea locuinței cu energie termică în sistem centralizat s-a menținut gradul de compensare procentuală a contravalorii consumului de energie electrică furnizată în sistemul centralizat. Compensarea procentuală este cuprinsă între 90% pentru familii sau persoane al căror venit net mediu lunar este de până la 155 de lei de persoană și 5% pentru familii sau persoane cu venituri medii între 615 lei de persoană și 786 de lei de persoană. Sezonul rece, noiembrie 2015, martie 2016, au fost plătite ajutoare pentru încălzirea locuinței, după cum urmează. Ajutoare pentru încălzirea locuinței cu energie termică, în care au fost depuse un număr de 10.127 de cereri, din care cereri depuse de persoane singure 4.439 și cereri depuse de familii 5.688. Suma solicitată pentru perioada noiembrie 2015-martie 2016 a fost de 2.428.320 de lei. Conform datelor prezentate, în perioada sezonului rece noiembrie 2015-martie 2016 față de sezonul rece noiembrie 2014-martie 2015, a scăzut numărul cererilor de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței.